Fargo 559 Antemeridian. După 8 ani și după nenumărate studii de caz, orașul se desfășoară ca un evantai pe plasmele din centru. Selecția naturală a imaginilor, vedutele Occupy Wall Street, plus traumele lui Robert James Smith. La 569 Antemeridian gonesc pe autostradă, fără un scop anume. La 569 Antemeridian, ritmul somnului e un strat în forma sa desfășurată. Place să amestec gândurile. Deci unii de vis-a-vis nu și-au strâns sincer compradul de căciun. Copilul va dori să cunoască ierile. Într-un film ne așteaptă ca de fiecare dată în camera din spate. Tatăl meu era incredibil de vizitor, îi susținea pe cei de la Chicago Bulls încă din 1991. Obligat să urmărești toate meciurile, îmi cumpărase chiar și rechizite școlare cu chipul lui Dennis Rodman. Era anul de grație 1997. Abia ce trecusem în clasa a doua, am răspunat Dennis mai târziu. Voi pune pe tapet câteva considerente privind istoria crimei din Midwest. Nu vă lăsa nimic la voia întâmplării. Voi fi acolo să preîntâmpin conflictele ce se iscă la 559 Antemeridian în Fargo, North Dakota. Voi decide ce este bine și ce este nepotrivit pentru familia Solverson. Voi gândi locul lor dacă va fi nevoie. Voi trasa granițe imaginare. Voi fi arbitrul meciului dintre North Dakota Fighting Sioux și North Dakota State Bison. Voi inventa alte conflicte la nivel local. Și eu aș fi ales să mă întorc în Minnesota, să renunț la agitație, droguri, post-punk și New York. Nu mă numesc pe Apple, nu sărbătoresc pe un chipur. Nu mă numesc pe Apple, nu sunt nevoia să dau explicații activiștilor. Numesc Patty și învăț din mers partea compromisului.